Salutare, fetelor, și bine v-am regăsit! Ați văzut în ultimul meu clip că mi-am pus în gând, am fost foarte hotărâtă, să încerc o rețetă pentru o loțiune de corp. Am văzut o rețetă făcută în casă cu produse naturiste, numai cu ingrediente naturale, pe un canal românesc. O să vă las și căsuța și linkul către acel canal în căsuța de descriere și mi-am dorit foarte mult să încerc acea rețetă și sper din tot sufletul să-și iasă ceva. Mi-am comandat toate produsele în România pe site-ul celor de la Elemental, acolo le-am găsit pe toate. Sper din suflet să funcționeze și de aia vreau să filmez în direct ceea ce fac aici, să vedeți și voi ceea ce fac și mai ales să vedeți ce o să iasă și să râdem împreună, de ce nu? Eu râd de mine și voi râdeți tot de mine. Așa că haideți să începem să vedem ce iese. Mi-am pregătit lângă mine absolut toate ingredientele. Aici am o oală cu apă deja fierbinte. Se lasă focul foarte, foarte mic. Și am aici un borcan în care o să las și untul de corp să se răcească. Așa arată borcanașul. Și bineînțeles că am rețeta lângă mine, care zice așa, se pun două linguri de unt de shea. O să amestec un picuț pentru că trebuie să topească de tot. Ok, se adaugă două linguri de unt de cacao. Asta arată așa ca niște pastiluțe. Se topesc și amestec și amestec și amestec până îmbătrânesc. Ok, gata, s-a topit. Acum rețeta zice, se stinge focul și se ia borcanul din oală. O să dau oala deoparte ca să nu mă opăresc. Ok, și acum se adaugă două linguri de ulei de cocos. Ăsta nu e foarte lichid, dar o să se topească imediat. Ce bine miroase! Se mai adaugă 3 sferturi lingură de glicerină. Glicerina. Se mai adaugă o linguriță ulei de migdale dulci. Eu mi-am cumpărat toate sticluțele astea în cea mai mică cantitate, de 100 de mililitri, pentru că nu vreau să cumpăr prea mult odată, fiindcă nici nu știu ce o să iasă, dacă o să iasă ceva sau nu, dar dacă iese ceva, cu siguranță o să mai comand și am văzut că sunt cantități și mai mari, care sunt și un pic mai ieftine. Așa, se adaugă o linguriță ulei de migdale dulci. Se mai adaugă, o să mestec de fiecare dată, se mai adaugă o lingură ulei de ricin. Rețeta
rețeta era cu capsule de vitamina E. Eu nu am capsule de vitamina E, am găsit așa o sticluță. O să pun și eu așa după ureche, jumătate de linguriță. Atât. Și se amestecă. Ok. Și ăsta e... Stați să nu pun direct pe mână ca să nu mă... să nu mă frig. Așa arată acum un borcan. E o chestie foarte lichidă, galbenă, care miroase foarte puternic ca cocos, dar îmi place al nebunie mirosul. Da, predomină cocosul, miroase oricum extraordinar. Și acum o să o pun la frigider, nu știu, câteva ore, o să văd eu până se întărește. Și o să mai filmez după aceea pentru voi rezultatul final de la frigider, să vedeți cum arată. Așa, haideți să vă arăt și ce a ieșit. A trecut ceva vreme de când am filmat prima parte. Între timp am lăsat borcanul ăsta, am încercat cu el la frigider, dar la frigider mi s-a părut că nu se întâmpla nimic, nu se întărea. Și atunci l-am băgat în congelator, l-am lăsat acolo timp de 3 ore, se betonase. L-am scos de la frigider, l-am lăsat un pic la temperatura camerei și imediat s-a înmuiat. Rezultatul final... E o chestie ciudată, aici e o chestie ciudată, nu știu dacă am făcut eu ceva greșit sau într-adevăr așa trebuie să arate. Eu mă așteptam la altceva, mă așteptam să iasă exact cum am eu, tuburile cumpărate din comerț, ceea ce, mă rog, după aceea mi-am dat seama că nu are cum să iasă așa, pentru că alea-s pline de 100.000 de alte ingrediente și de chimicale, iar aici sunt numai câteva uleiuri, numai ingrediente naturale. Deci nu cred că am făcut eu ceva greșit, ci nu are cum să arate și să aibă consistența celor din comerț. Asta arată așa, ca o untură sleită. Exact consistența asta o are, de untură sleită. E un pic ciudată senzația la început. Are consistența așa foarte grasă, deci e foarte gras. Mi-am dat pe un picior ca să pot compara cu celălalt picior. Pe unul mi-am dat, pe unul nu. Ca să văd cum arată pielea după aceea, să văd și care este efectul. Într-adevăr, hidratează foarte mult, dar este foarte, foarte grasă. Deci lasă pielea foarte uleioasă, ca și cum m-aș fi dat cu ulei. Deci aceeași, când mergeți la plajă, de exemplu, dacă folosiți uleiurile acelea de plajă, exact așa lasă și ăsta pielea. Deci rămâne așa pe suprafața pielii încă minute întregi, nu intră imediat în piele. E ok, hidratează foarte mult, dar eu personal nu mă văd folosind asta dimineața înainte de servici, pentru că, sincer, dacă mi-aș da pe tot corpul, cred că se vede prin haine. Este atât de gras, încât atât de uleioasă, încât cred că va ieși prin haine și nu cred că o pot folosi dimineața. Dar seara după baie îmi pot închipui, poate seara după baie, înainte de culcare, îmi dau cu ăsta pe corp și mă arunc în pijamale, așa da. Și cu siguranță o să o folosesc. Nu știu, dacă voi ați încercat rețeta asta și v-a ieșit altceva, vă rog din suflet să-mi spuneți și mie dacă așa ar trebui să arate, consistența asta ar trebui să o aibă sau am făcut eu ceva greșit. Da, cam atât. Ăsta a fost experimentul numărul 1. Interesantă ideea, mi-am pus așa în gând să mai încerc și alte rețete, am văzut și diverse rețete pentru șampon, de exemplu, pentru părul gras, am văzut mai multe chestii, măști de păr, de față și mi-am propus să le fac așa pe toate în direct pentru voi, așa cum am făcut și cu asta, să vedeți și voi ce iese. Da, cam atât experimentul meu de astăzi. Vă pup, eu o să merg acum să-mi fac o baie, la noi e seară. O să merg să-mi fac o baie, folosesc untul meu de corp, la care am muncit atât de mult. Și noi ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!